În etapa a 20-a a ligii a 5-a al Violeții s-au deplasat pe terenul liderului, formația din Racovița, singura echipă cu victorii pe linie și care, pe deasupra, câștigase în tur pe știința. Dorința de revanșă, dar și ambiția de a se menține cu șanse în lupta pentru promovarea în șanul al patrulea, au fost aturile oaspeților în acest derby. Mai mult, schimbările intervenite în pauza competițională și îmbunătățirea valorii lotului le dau speranță elevilor lui Paul Codrea în reușita finală, promovarea în divizia D. Încărcătura emoțională a jocului a făcut să nu avem parte de prea mult spectacol, gazele având un start de meci ceva mai incisiv, cu un șut peste poarta apărată de Paul Burtic în minutul 5 și cu un altul semnat de experimentatul Lațco, reținut de goalkeeperul oaspete în minutul 8. Încet, încet, timișorenii au depășit tracul singurei variante pe care o aveau pentru a mai rămâne în cărți și, în minutul 11, în urma unei lovituri libere executate excelent de Adi Ilie, fundașul Obrejan, urcat în atac, a trimis cu capul în transversala porții lui Sorin Sfetescu. Gazele au egalat raportul barelor în minutul 24, când Șchiopu a trimis puternic de la 20 de metri lateral dreapta, direct în transversala porții al Violeților. Până la finalul primei părți nu s-a mai înregistrat nimic semnificativ, în afara prestației cu care ne-au obișnuit deja suporterii dimisionenilor, la cabine intrându-se cu 0 la 0. Aspectul jocului nu s-a schimbat semnificativ nici în partea secundă, cu multe fragmentări de ambele părți și cu două formații ce pândeau greșeala adversarului, fără să riște prea mult. Pe acest fond, în minutul 59 al jocului, Varga a executat o lovitură liberă până la Nicolae, care a prelungit cu capul spre Marchiș, ultimul trimițând în stâlpul porții lui Sfetescu, de unde minge a ricoșat norocos exact în brațele portarului gazdelor. După niciun minut s-a deschis scorul. Același Varga l-a văzut în adâncime pe Nicolae, iar atacantul oaspeților l-a executat fără ezitare pe portarul racovițenilor cu un șu de la 25 de metri în colțul lung, 0 la 1. Cu toate eforturile celor de la Racovița, singura fază care a mai încălzit tribunele până la final s-a petrecut în metul 79, atunci când lovitura liberă excelent executată de Lucian Ignat a fost scoasă de sub transversală de portarul Burtic. Așadar, victorie cu 1-0 și la final bucurie mare în tribune și pe banca poliștilor, cu gândul la un viitor posibil pas greșit al liderului, ce mai păstrează în clasament două puncte distanță la adevăr. Partida a fost condusă corect de brigada de divizionari Flavius Roșu, Bogdan Gheorgheoiu și Raul Ghiciulescu. În etapa următoare, Aseopoli va evolua tot în deplasare la una dintre codașele Serie a treia, Timișul Urseni.